Salutare tuturor! Astăzi vom face un mic tutorial despre AutoCAD pentru colegii care nu au avut posibilitatea să învețe sau pentru cei care l-au învățat cândva și l-au uitat. Mai întâi de toate, după ce am deschis un fișier AutoCAD, trebuie să vedem dacă desenul o să fie făcut în unitățile de măsură din sistemul internațional. Pentru asta apăsăm pe U și ne apare un meniu. Apăsăm pe Units și vedem că tot în regulă, că desenul se face în milimetri. Putem să alegem centimetri, metri sau kilometri, nu contează. Important este să fie mărimea SI. Eu voi alege milimetri. Dăm OK. Și acum să vedem cum executăm cele mai simple comenzi. Hai să tragem o linie. Pentru asta putem să apelăm la meniul ăsta. Apăsăm pe Line. Și arătăm direcția în care vrem să meargă linia. Îi dăm o distanță. Cei cu albastru este distanța în milimetri. Îi dăm o distanță de 1000. Așa, linia asta are 1000, dar nu este dreaptă. Pentru asta trebuie să bifăm modul orto și acum toate liniile vor fi drepte. Dacă, după cum vedeți, oriunde aș da, dacă mă duc încolo așa, mă duc în dreapta, iar dreapta. Se fac mai perpendiculare. Să ștergem liniile astea. Și pe asta la fel. Să tragem o linie din nou. Ori linia se poate face ori din meniul ăsta, ori pur și simplu apăsăm pe L și ne apare New Line. Apăsăm aici, îi dăm mărimea, 2000, Enter și a apărut linia. Ok, cercul. Cercul la fel, ori apelăm la meniul ăsta, ori apăsăm pe C, la Circle. Îi dăm Enter. Alegem un punct de referință, nu contează care, să zicem de aici. Și îi dăm. Mai jos ne scrie aici. Să specificăm raza sau diametru. El inițial, dacă noi dăm o valoare aici, el o să o ia ca rază. Și dacă vrem să o ia ca diametru, îi dăm aici un D de la diametru și acum o să ia ca diametru. Și dăm un diametru de 300, prea mult, să zicem 100. Nu, no. Cred că 300 era bun. Asta este un cerc cu raza de 300. Dacă vrem să ne verificăm, dăm aici și vedem. Radius, așa. Și vedem. Scrie că avem un radius de 300, raza de 150. Ok. Am văzut cum facem un cerc. Cum facem un semicerc? Tragem o linie. Și avem mai multe posibilități. Noi cunoaștem începutul, sfârșitul și să-i dăm direcția. Deci, începutul, sfârșitul și dăm direcția. Așa. Asta este un semicerc. Dacă vrem puțin mai, nu așa de mare, mutăm asta în jos. Pur și simplu dăm click pe el, ținem apăsat și ducem cum vrem noi. Putem să ducem și în jos și în sus, nu contează. La fel se poate face și cu liniile astea. Dacă tragem de ea, linia se mărește. Și mai zicem cât să mărească, putem chiar, da, 200.
Mutăm și el cu ăsta de aici. Să activăm asta ca să-l mutăm unde vrem. Așa. De ce funcții mai avem nevoie noi pentru a lucra în AutoCAD? Funcția Move. Ce face funcția Move? Haideți să vedem. Move. Selectăm obiectul. Îi dăm Enter. Și acum apăsăm pe centru și îl mutăm unde vrem noi. Simplu. Să rotim. Da, hai să rotim obiectul ăsta. Dăm Rotate. Îl selectăm. Enter. Și acum alegem un punct de referință, un cerc și rotim cum vrem noi. Sucim de el și învârtim din cursor. Îl lăsăm așa. L-am rotit. Copy. Ce face funcția copy? Copiem obiectul, la fel dăm Enter și acum oriunde am dat click apare obiectul ăsta. Dar ceva nu e în regulă. Dăm Ctrl Z, copy, selectăm obiectul, Enter. Așa, trebuia să selectăm pe centru. Și acum oriunde l-aș pune, unde vreau eu. Vreau să-l pun prin cap pe aici dacă vreau. Deci s-a înțeles. Mirror. Ce face mirror? Mirror copiază ca în oglindă. Haideți să mutăm asta de aici ca să vedem ce face mirror. Spre exemplu, noi avem un obiect și haideți să-l mai complicăm ca să... Așa... Așa... Îi mai dăm o linie aici... Mai băgăm un cerc... Circle... Așa, Enter... Așa. Și vrem ca în partea asta să apară copia lui. Cum facem? Apăsăm pe Mirror, selectăm obiectul, Enter și luăm un punct de referință. Așa, îl întoarcem și deci aici e începutul și sfârșitul e aici. Deci am dat click mai întâi aici. Și mai dăm un click în capul celălalt. Și el ne întreabă dacă vrem să ștergem obiectul inițial. Și noi dăm... Dacă deja ne apărtă cea. Nu e de la nou. Dăm Enter și cum se vede, după cum se vede, a apărut imaginea lui în oglindă. Mirror. Ce vrem să facem când vrem să ștergem? Să zicem că eu nu vreau să fie linia asta aici. Dacă selectăm și apăsăm pe Delete, se cere tot cercul. Și nu e bine. Pentru că eu vreau doar linia asta. Pentru asta avem funcția Trim. Apăsăm Trim, ne apare funcția. Apăsăm de două ori pe Enter, consecutiv, și acum putem să șterge orice linie care se află între două linii sau după o linie, ceva de genul. Ștergem. Acum vreau să șterg linia asta. O șterg. Vreau să șterg... Nu știu, linia asta de aici, până în linia asta. Hop. Vreau să mai șterg linia asta de după, ca să nu mai apară în interiorul cercului, să fie chiar la margine. Ok. Deci cred că s-a înțeles ideea. Trim, dublu click și știți ce vreți. Dacă o să dați trim și un click, va trebui să selectați liniile între care, de exemplu, vreau să șterg linia asta de aici. Deci trebuie să selectezi linia asta, linia asta, trebuie să selectezi liniile între care vrei să ștergi. Acum îi dai Enter și numai acum ștergi. Dar cred că era mai simplu cu dublu click. Să-i dăm în Ctrl Z. Așa, ce mai avem aici?
linie semicircă am făcut. Ce fel de linii putem să tragem? Aici avem culoarea liniilor. Roșu, galben, nu contează. Aici avem grosimea. Ne alegem noi ce grosime vrem. Și aici avem tipurile de linii. Haideți să mai adăugăm o linie ca să vedem cum e. Right? Și mai vrem linie punct, să zicem. O alegem pe asta. Ok. Ok. Și acum mai dăm aici linie punct. Haideți să vedem. Linia punct e pe de obicei axa de simetrie. Am deactivat asta. Deci aici ne alegem tipurile de linii, grosimea, culoarea. Și în mod normal trebuie să ne facem un stil de linie, ca să o avem mereu. Linie groasă, linie subțire, dar cred că vă descurcați. Dacă nu, îmi ziceți și vă ajut. Așa, după ce am făcut, așa, după ce am văzut, cam astea sunt toate principiile, cele mai simple funcții pentru a face un desen. Nu cred că e nimic complicat. Să tragi o linie, să faci un cerc, un semicerc, să ștergi. Să vă mai arăt încă o funcție. Offset. Ce face funcția offset? Să zicem că eu vreau ca semicercul ăsta, adică să-l mut cu 25 de milimetri mai sus. Cum fac? Pentru asta avem funcția offset. Offset, enter. Specificăm distanța, am zis 25, haideți să mutăm la 50 ca să se vadă, că 25 e prea mică, 50. Selectăm linia și arătăm unde se ducă, în sus sau în jos. Eu vreau în sus. Apăsăm click, îi dăm enter și acum linia asta e la 50 de mm distanță de asta. E aceeași linie. Cam asta face funcția offset. După ce am învățat să facem câte ceva pe aici, haideți să vedem cum cotăm. Deci eu să zicem că... Aha, stați să mutăm... să punem linia albă. Așa. Cotăm de aici. Să zicem că vreau să cotez această linie. Dăm de aici. Aici. Și ridicăm în sus. Cotele apar cu linii punctate. Uita să schimb linia. Așa. Era selectat. Așa. Să vedem ce avem noi aici. Sunt cotele prea mici și săgețile la fel și nu se înțelege ce asta. Se pare a fi o altă linie, da? Ce facem? Îi dăm click dreapta, proprietăți și ne uităm aici. Mărimea săgeții. Îi dăm, să zicem, 50, să vedem cum apare. Hai să-i dăm 40. Că mi se pare prea mare. 40 cred că ar fi ok. Da? După ce am dat așa, stați așa și textul, așa. Mărimea textului, să zicem 50, puțin mai mare ca săgeata. E prea mare 50, deci îi dăm un 30. Cred că e ok. E ok să vadă cota asta așa, nu? Deci, cât am zis, 40 săgeata și 30 textul, da? Ok. Acum ne ducem aici la așa aici și creăm un stil pentru cote. Dăm new, îl denumim Andrei sau cum vă cheamă. Dăm continuă, așa și vedem. Am zis la săgeată 40 și la text 30. Și vreau să am doar, să nu am nicio zecimală după virgulă. Așa. Pe aici, astea în mare parte nu contează. Ține de dumneavoastră dacă vreți să vă uitați să poziționați textul în stânga, în sus, mai sus de linie, cu câți centimetri. Vă uitați. Momentan e bine așa. Așa, îi dăm OK.
apăsăm pe el și ca să îl folosim de acum înainte, îi dăm set curent. Și de acum folosim stilul ăsta. Haideți să vedem. Să zicem că tragem o linie. Să zicem că vreau să cotez linia asta, da? Îi dăm aici. Pac. Și capătul. Și a apărut ceva de genul. Am putea să-i dăm săgețile mai mari. Dar... Așa, și ce... Să vedem cum cotăm cercul. La fel, îi dăm aici și în funcție de diametru sau în funcție de rază. Hai să cotăm în funcție de rază. Îi dăm pe el. Și ori băgăm cota în interior. Sau putem să o punem în exterior. Să apară ceva de genul. Așa. Ori așa, ori așa. Să ștergem asta. Nu. Hai mai bine, nu. Haideți să o ștergem pe aceasta. Delete. Așa, am cotat asta, am cotat asta. Hai să haideți să vedem cum punem... Deci vrem să tragem o anumită linie sub, sub un anumit unghi. Facem așa. Și dăm... Așa. Să zicem că eu vreau să trag o linie în sus, stați, dau dezactivarea asta, în sus la un unghi de 45 de grade. AutoCAD-ul ăsta de 2014, nu mai știu exact, cred că de la 2014 în sus sau și 2012, ne arată aici, deci vedeți că ne arată și unghiul. Dacă nu vă arată, înseamnă că chestia asta e dezactivată. F12. Deci, uitați-vă aici, așa, dacă o dezactivăm, nu ne mai arată nimic. Și e simplu. Îi dăm o distanță de, să zicem, 1000 și unghi de 45 de grade a rămas. Are 1000 și la 45 de grade. Dacă nu am avea asta, dacă aveți un AutoCAD care nu vă arată gradele, cum facem? Selectăm începutul, așa. Zice arond. Nu merge. L-am pe încă o dată. Line. Sunt aici. Arond. Specificăm distanța. 1000. Mai departe. Mai mic. Adică unghiul. Și după ce am pus mai mic, punem sub ce unghi vrem. 63.98. Și aici avem un unghi de 63.8. Putem să și verificăm, acum am pus cote și vedem. 63.98, deci o să ne ia 64. Pentru că am dat aici să nu apară decimale. Cred că trebuia să dăm săgeata mai mare. Și nu, e ok. Depinde la ce scară o să facem desenul. Așa, după ce am făcut asta, ce să vă mai arăt? Haideți să vedem cum hașurăm. Că avem nevoie de hașuri. Haideți să împărțim cercul ăsta în 4. Line. Așa, și vrem să hașurăm. Hașurăm, ori avem aici o opțiune H sau pur și simplu apăsăm H. Și ne apare, dăm Enter. Așa, și ne apare. Putem să hașurăm prin două metode. Dacă alegem pick points, înseamnă că pur și simplu selectăm partea care vrem să o hașurăm, adică între ce linii vrem să hașurăm. Alegem acest tip de hașură. Și hașurăm asta și asta, să zicem. Liniile sunt foarte apropiate și nu e frumos. Cum facem?
dăm double click pe ele și aici s-a blocat acum. Așa. Și aici avem încă o dată double click și aici avem of tătăr, așa, încă o dată double click. Așa. Și îi dăm distanța dintre linii. Dăm până nu ni se pare nouă că e ok. Cred că așa e ok. Pare o distanță ok, da? Ați înțeles, da? Deci pick points asta face. Alegem în interiorul între ce linii să hașurăm și hașurăm. Sau mai avem asta cu select. Cum funcționează asta? Selectăm între ce linii să hașurăm. Îi dăm mai mare. Ceva nu e în regulă. Probabil că sunt niște spații pe acolo. Ștergem asta și asta. Ok. Încă o dată. Select. Da. Am înțeles care e problema. Liniile astea nu sunt drepte. Sunt cam strâmbe din câte vedeți. Selectăm asta. Mai tragem o linie. Ok, și acum selectăm liniile. La fel. Trim. Da, am înțeles. Deci el selectează toată linia. Și eu nu vreau. Haideți să ștergem linia asta, ca să vedem cum funcționează. Deci între linia asta și linia asta. Mi-a tot cercul. Deci probabil nu e unit. Aici e unit. Și aici. Da. Pentru că este un cerc și de asta face probleme. Deci acolo selectați cu pick points. Deci selectăm linia asta, linia asta. Da, ceva nu e în regulă. În fine, voi o să folosiți doar pick points, adică selectați exact unde vreți. Vreau aici, vreau aici, vreau aici, vreau aici. Ceva de genul. Sper că s-a înțeles. Dacă cumva nu înțelegeți, o să vă mai explic. Așa, cu hașura am rezolvat, cu asta. Da, cam atât pentru azi. Dacă încercați să faceți un mic desen și dacă aveți nelămuriri, mă întrebați. O zi bună sau seară.